E miză mare pentru alegerile prezidențiale și la casele de pariuri. Deși țara nu vrea un candidat la noroc, oamenii au pariat. Casele de pariuri, da, îi dau favoriți pe Ciolacu și pe Ciucă pentru primele două poziții. Iar pentru locul 3, în funcție de pariori, se bat Joana, Simion sau Lasconi. Alegerile parlamentare sunt și ele în vizorul împătiniților de pariuri. PSD și PNL ar urma să ia cele mai multe voturi pe 1 decembrie. Cine vrea să se îmbogățească, speră la o întorsătură politică și pariază pe cei mai slabi cotați. În săptămânile cu alegerile prezidențiale și cele parlamentare, pariurile pentru reprizele de fotbal sau cursele de Formula 1 sunt istorie. Cu banii jos, oamenii au pariat pentru cine va fi la cârma țării din 2025. Cu o cotă de 1,02, pariurile îl dau câștigător pe Marcel Ciolacu în turul 1 al prezidențialelor de duminică, urmat de George Simion, care are aproape 2 puncte cotă, și Nicolae Ciucă cu 2,10 puncte. În top 5 mai sunt Lasconi și Mircea Joana. Alte case de pariuri schimbă locurile fruntașe pentru câștigătorul final. Pariorii îi plasează pe Ciolacu și Ciucă pe primele două poziții, urmați de Mircea Joană cu 5,50 puncte cotă la Sconi și Simion. Același noroc, pariuri mai strânse. La întrebarea cine intră în al doilea tur al alegerilor, împătimiții jocurilor de noroc au răspuns Ciolacu, Ciucă și Lasconi. Cine pariază pe Mircea Joană are cele mai mari șanse să se îmbogățească. Asta pentru că are cotă de aproape 10 puncte. La noroc au pariat și pentru alegerile parlamentare. Marele favorit al pariorilor este PSD, urmat de PNL și AUR. Cotate cu șanse mici sunt partidele USR și SOS.